Sfântoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre din unele învățături
dubioase bisericii sau care sunt mai schimonosite, dacă vreți, după felul și după capul și după mintea lor, noi îl cunoaștem pe Hristos că este dinainte de veci. Este acel care a făcut cerul și pământul. Și în momentul când vedem, dragii mei, că Dumnezeu Tatăl spune să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Adică să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dacă atunci a fost numai Dumnezeu, atunci cu cine vorbea Dumnezeu când la facerea lumii? Să facem chip, om după chipul și asemănarea noastră. Se avea în vedere de Sfânta Treime, dragii mei. Se avea în vedere de Harul Duhului Sfânt, de Tatăl și de Fiul care a creat lumea împreună. Și iată că vedem pe parcursul acestor veacuri și acestor milenii că Mântuitorul Hristos totuși este născut din dragoste dumnezeiască să vină în mijlocul lupilor ca un mel spre junghie. Nu este ca un om liber, după cum am observat, a fost oprit atunci la Golgota și ridicat pe cruce și din moment ce vedem că Hristos este ridicat pe cruce, nu face altceva decât noi să cădem cu smerenie și cu dragoste în fața acestei Sfinte Cruci, indiferent cât de mică ar fi ea, cât de frumoasă ar fi ea, indiferent unde s-ar afla ea, această cruce care a fost zidită de părinții noștri, strămoșii noștri, trebuie să fie păstrată și nici de cum să nu dăm prilej celor de alte confesiuni să spună că acesta nu este crucea lui Hristos. Aceasta nu este răstignirea care a fost răstignit Hristos, ci este o cruce care noi ne închinăm, crezând că noi ne închinăm la chipul ciopite. Atunci trebuie să fie și ei întrebați. De ce nu mergeți și voi să vă botezați chiar acolo, în Ierusalim? Să vă botezați unde s-a botezat Hristos? De ce vă botezați în toate vălcoacele? Dacă crucea aceea care era a lui Hristos și care s-a răstignit în El este acolo în Biserica Înălțării Sfintei Cruci în Ierusalim, nu poate toată lumea să o aibă. Iar noi în cinstea și în venerarea acestei Sfinte Cruci, închipuindu-ne lemnul Sfintei Cruci, așezăm la fiecare răspântie de drum, la fiecare fântână, spre a ne închipui nu frumusețea din ce este făcut materialul, dar spre a ne închipui de fiecare dată și la fiecare clipă. Și de fiecare dată când mergem și călătorim pe drumul acela, că acolo stă Hristos. Și este un mare regret din partea noastră că vedem crucele și răstignirile, deși au fost făcute de părinții noștri, să nu uităm că nu sunt de noi făcute. Sau chiar dacă sunt de noi făcute, acum sunt lăsate în zbedește. Fie că crucea care este în partea locului stadionului, fie că crucea răstignirea care este la intrarea în sat, un simbol de biruință unde stă Hristos răstignit, dar muruienile îl acoperă. Și multe alte murdării care sunt pe acel teritoriu. Că nu este teritoriul meu, că nu l-am făcut eu, că nu eu, că n-am drept, că nu știu ce. Oare înaintea lui Hristos te va întreba ai avut dreptul sau n-ai avut dreptul? Chiar și la fiecare răstignire, la fiecare cruce de la cimitir. Dacă vedeți că cineva nu are cine să grijească, să mergeți voi să faceți acest gest minunat pe care Hristos îl vrea de fiecare dată și anume acest simbol care ne stă la capul părinților noștri va sta și la capul nostru peste o perioadă. Și închipuiți-vă cum va fi atunci când va sta plină de parangini, plină de murdărie și așa mai departe. Sunt părinții noștri.
Aceasta este altă idee, dar haideți să revenim la Evanghelia minunată, sau la muntele, la aceste Evanghelii 12 și la număr. Nu vreau prea mult să vă rețin, dar vreau să vă explic că anume trădarea pe care oamenii au reușit să o demonstreze Mântuitorului Hristos, este o trădare satanică, pentru că asta și-a vrut asta a vrut-o satana. Aceasta a vrut-o Lucifer după ce a fost izgonit din cer, după ce a vrut din mândrie să-și ridice scaunul lui mai sus decât al lui Dumnezeu, a căzut cu acea ceată de îngeri întunecați și s-au transformat în diavoli. După aceea ei nu au mai contenit sau nu s-au mai odihnit nici măcar o secundă sau mile secunde de când sunt ei pe pământ. Dacă noi dormim, dacă noi dormităm sau ne odihnim noaptea, diavolul niciodată nu doarme. De aceea vă știți, biserica vă întotdeauna vă avertizează. Nu dormitați! Nu dormitați la biserică, nu dormitați acasă, pentru că diavolul este printre noi. Să nu credeți că aici nu încape. Va dimpotrivă, pentru că el este cel mai ascultător lui Dumnezeu. Dacă este să punem în paralelă două persoane, diavolul și omul, este mai ascultător diavolul decât omul. De ce? Și vă spun de ce. Pentru că diavolul are o frică nemărginită de Dumnezeu, nu mai aude de Dumnezeu. Și se cutremură, fuge din om. Vedeți câtă frică are? Diavolul mai are și o altă faptă bună, dacă este numită bună, în comparație cu omul, dacă să facem o paralelă. Momentul când ține post, el nu mănâncă deloc, absolut. Și credeți că diavolul nu se roagă? Se roagă și el ca să nu fie trimis. Am auzit de multe ori, chiar în Evanghelia cu porcii, Doamne, nu ne trimite în iad, că ne temem de iad. Dacă diavolul a ajuns să se teamă de iad, trimite-ne în porcii aceștia ca noi să putem să îi necăm. Adică în momentul când omul trebuia să fie vindecat, avea o legiune de diavol, avea o armată întreagă. Și toți aceștia erau sortiți iadului cu puterea lui Iisus. Iisus în momentul acela le-a împlinit dorința. Iarăși o altă învățătură. Dacă diavolilor le-a împlinit dorința să se bage în porci, oare nu mai mult nouă păcătoșilor, oare nu mai mult nouă celor care suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Diavolul nu are nici chip, diavolul nu are nici față, diavolul este duh necurat. Și Iisus l-a ascultat. I-a trimis în porci, nu i-a trimis în iad. Cu atât mai mult noi să ne rugăm Maicii Domnului și Mântuitorului Hristos, să-i spunem, Doamne, nu vrem în iad. Să vorbim cu Dumnezeu, nu mecanic, nu citind din cărți și adormind cu capul pe carte sau aprinzind cărțile cu lumânărica sau scaunile sau tetrapoadele pe cei ce punem noi cartea. Să nu dormităm la rugăciune, pentru că mai sunt multe feluri de rugăciuni, dar la rugăciune trebuie să vorbim cu Dumnezeu și să simțim din toată puterea noastră, din tot cugetul nostru să vorbim cu Dumnezeu. Din toate mădularele noastre și chiar din toate încheieturile noastre să vorbească cu Dumnezeu. Să-i spunem Domnului tot ce în ce avem noi nevoie. Ochii noștri să postească și să vorbească cu Dumnezeu. Că spune așa Hristos, că dacă ochiul tău te smintește, dacă limba ta te smintește, dacă piciorul tău te smintește, mâna, urechile sau alte mădulare ale trupului tău, scoate-le de la tine și aruncă-le. Adică taie-le, decât să ajungi în iad întreg, mai bine să ajungi în rai, ciung, șchiop, mut, surd și așa mai departe, pentru că a lor este împărăția lui Dumnezeu. Ce a făcut Sfântul Apostol Petru? Sfântul Apostol Petru, cel mai mare verhovnic și cel mai binecuvântat de Dumnezeu și care era considerat și cel mai vârstnic, nu a putut să treacă aceste tentații de a-L trăda pe Hristos.
deși înainte de toate ați spus că nu mă voi lepăda de tine, Doamne, nici măcar la moarte. Nu mă voi lepăda pentru că Tu mi-ești drag mie. Vreau să fiu cu tine până la moarte. Și Hristos îi spune, Tu până când stai cu coșul te vei lepăda de 3 ori de mine. Și nu spunea cu fală. Hristos știa în sufletul lui Petru ce era. Știa Hristos că Petru cu adevărat îl iubește pe Iisus. Știa că își va da viața pentru Iisus. Dar știa și slăbiciunea aceasta de frică. Pentru că în momentele acelea, oamenii care nu credeau, care credeau în Dumnezeu, erau decapitați pe loc. Și el, ca să nu-și piardă capul, a spus că nu-l cunosc pe omul acesta. Vă imaginați ce ar însemna aceasta? Să vă pună cineva o întrebare, că stă sabia în dreapta și întrebarea în stânga. Tu ești cu Hristos? Ce am spune noi? Suntem sau nu suntem cu Hristos? Atunci când va fi această întrebare, vom vrea să spunem că suntem cu Hristos, că vom vrea să trăim cu Hristos. Dar când vom vedea sabia că vrea să ne șterbească, să ne taie, să ne curme de pe acest pământ, ne vom înșela și vă spune că nu mai vrem. Ne ajunge atâta Hristos. Iată cum se leapădă lumea în ziua de astăzi. Prin învățăturile care vin din Occident, prin multe feluri de fapte care ne le bagă cu deasila, lucrări, lucruri, obiecte, noi ne pierdem credința. Și atunci va spune, vrei pâine? Mănâncă pâine. Leapădă-te de Hristosul tău și mănâncă, bea, veselește-te, ai putere. Ca și acelor 40 sfinți care stătea baia înfierbântată pe mal, iar lacul Sebastie era foarte și foarte înghețat. Și toți sfinții 40 ucenici stăteau acolo și așteptau sfârșitul lor. Numai unul, care era cel mai slab, a văzut acolo clopotind apa pe mal, s-a gândit că nu mai poate. Și nu a mai răbdat. Și a ieșit din apă, după ce a ieșit, a plesnit și a murit pe loc. Cei care au rămas acolo au rămas viteji, puternici și noi acum îi avem din icoanele noastre, noi ne închidăm și ei sunt sfinți. Iată cum putem să ajungem și noi sfinți, prin răbdare. Dacă răbdarea noastră va fi puternică, de unde știm că nu vom fi și noi peste 100 de ani pe icoanele acestea? De unde știm? Pentru că așa vrea Hristos, să fim sfinți. Sfânt este Dumnezeu, sfânt trebuie să fii și tu, pentru că faptele noastre trebuie să fie sfinte și doar așa putem să câștigăm și noi marea sfințenie. Bătaia de joc care s-a întâmplat în această seară cu Mântuitorul Hristos, îmbrăcarea cu mantia cea roșie, ce înseamnă mantia roșie? Închipuiți-vă un voal care este, îl îmbracă pe împărat, toți umblă împrejurul lui și îl îmbracă cu un voal roșu, ca un împărat și pune coroană. Mântuitorul lui Hristos i-a dat o pândă murdară, înroșită cu sânge și o coroană de spini. Nu cum Maica Domnului să dea și plângea lângă salcie, ca să împletească o cunună de salcie, să-i fie mai ușor Mântuitorul lui Hristos la răstignire. Că știa că îi va pune în bătaie de joc o coroană. Dar nu a ales să fie de salcie, a ales să fie anume de spin. Și acei spin milioane de bube i-a făcut în cap, milioane de înțepături în care curgeau și roaie, nu doar de lacrimi, dar și de sânge. Și de mâini și din picioare, și așa vedem ce s-a sfințit crucea noastră. Și tu și eu suntem cei care îl răstignim pe Hristos. Sunt foarte multe cântări, sunt foarte multe admirații pe care noi îl admirăm pe Hristos prin cântările noastre ortodoxe, mai ales în oastea Domnului. Este o asociație ortodoxă, poate mai presus decât ortodoxă, prin care se adună credincioși, iată așa, cu lumânărei de mână și cântă cântarea lui Iisus, cântarea în care devine mai aproape, mai ucenic, mai ostaș al lui Hristos. Ostaș înseamnă cel care luptă pentru a birui și a câștiga împărăția lui Dumnezeu. Cu tremurile care s-a întâmplat atunci,
s-a întâmplat din moment ca să creadă lumea, să vadă, după ce Mântuitorul Hristos a murit pe cruce, s-a despicat, gata pe deasma de sus până jos și toți care au văzut, toți au crezut. Și știm ce spuneau? Cu adevărat, omul acesta a fost omul lui Dumnezeu. Cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. De ce trebuia Hristos să moară pentru ca ei să creadă? De ce n-au crezut înainte? De ce inimile lor au fost atât de împetrite ca să-L răstignească, să moară pe cruce și apoi după din orele de la a șasele ceas din zi până la al nouălea ceas, s-au făcut în natură ceva imposibil de crezut, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. S-a cutremurat copaci, s-a cutremurat, a fost vuiet mare, s-a cutremurat biserica, templul s-a sfârmat de sus până jos, n-a rămas nimic. Și toți de acolo au crezut în Dumnezeu. Oare și noi trebuie să așteptăm asemenea cazuri? Oare nu le vedem și nu sunt de ajunse acele în țările unde se întoarce pământul și vine apa deasupra și toți mor? Oare nu ne ajunge nouă războaiele care le vedem prin părțile țărilor, mai ales în Țara Sfântă? De ce? Pentru că ați auzit ce spune în Evanghelie, când îl întreba Pilat, întreba Pilat pe popor, să vă răstignesc pe împăratul vostru, iar el spunea, iar poporul spunea că nu avem împărat. Și el spune că nu sunt vinovat eu, Pilat. Putea să-l scape, dar uite că prietenea prea mult cu Cezarul, care era împărat pe atunci, acesta fiind judecător, Pilat, a zis că eu nu sunt vinovat. Sângele lui asupra voastră. Și ei toți au strigat în glas. Sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și ce se întâmplă acum în Ierusalim? Ce se întâmplă în Țara Sfântă? Mai este liniște? Nu mai este liniște, pentru că sângele a căzut peste copii, peste ei și peste generații la rând. De aceea să rânduiască Bunul Dumnezeu ca și noi împreună cu tâlharul de pe cruce. Să spunem, pomenește-ne pre noi, Doamne, când vom veni într-o împărăția Ta. Nu trebuie multe cuvinte. Vorbiți cu Dumnezeu ca și cum ați vorbit cu Tatăl vostru, cu părinții voștri. Pomenește-mă, Doamne, când vom veni într-o împărăția Ta. Din doi tâlhari, unul s-a mântuit, din dreapta cel din stânga s-a dus în iad. De ce? Pentru că a spus, dacă Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coboară-te și dă-ne și pe noi jos de pe cruce. Oare nu putea Hristos să se coboare? Oare nu putea Hristos să cheme legiuni de îngeri și să-L coboare de pe cruce, să distrugă pe toți ustașii? Putea, dar așa a spus Hristos, că trebuie să se împlinească. Și în momentul când ne-a spălat picioarele Sfântului Apostol Petru, zice, nu-mi spăla mie picioarele, Doamne, cum să-mi speli Tu mie picioarele? Mântuitorul spune, lasă că așa trebuie să fie. Și iarăși Sfântul Petru spune, dacă e așa, înseamnă că nu numai picioarele. Așa de tare ne bea El pe Iisus. Spune că nu numai picioarele, atunci spală-mi și capul, spală-mi și trupul, spală-mi și mâinile, spală-mă tot, să fiu curat. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin.